Am să dau cuvântul domnului primar pentru a discuta o chestiune care trebuie analizată cu prioritate de către Consiliul Local. O să-i dau cuvântul, după care o să începem procedurile de ședințe ordinare. Mulțumesc frumos! Da, așa cum se spune doamna președinte, vă cer permisiunea să vă aduc la cunoștință o situație a cărui demers a început cu aproximativ 2 luni înainte, cred. Este vorba de solicitarea parohiei Red de construirea unei biserici pe o porțiune din parc Cărculețul din Victor Babeș, de lângă Jisc, printre blocurile din Victor Babeș și magazinul Jisc. În urmă cu două luni aproximativ, Părintele Ursu a venit și mi-a cerut o părere legată de construirea acelei biserici. La momentul respectiv am spus că dacă locatarii din zona respectivă o cer, vom analiza și vom încerca să venim întâmpinarea dorinței oneștenilor din zona respectivă. Părintele a strâns semnături așa cum era corect, un număr de semnături. Imediat cum s-a apucat de strâns acele semnături, președintele Asociației Liziera mi-a adus la cunoștință că dintre locatarii din zonă, foarte mulți nu-și doresc fracționarea parcului respectiv. Este vorba de 800 de metri pătrați din cei 2600 care le are părculețul respectiv, pentru că știți fiecare dintre dumneavoastră. Mai mult, acum 2 zile, a trimis o adresă care v-am înaintat-o, aveți și dumneavoastră, în care își exprimă, vorbește numele asociației și au o parte din locatar, probabil nu toți, că nu locuitorii din zonă, mare parte, spune președintele asociației, că o mare parte din locuitori nu ar vrea fracționarea acelui parc. În urmă cu, după ce am primit aceste sesizări, am avut o nouă discuție cu Părintele Ursu. L-am întrebat și Părintele de asta am și vrut să fie astăzi să mă contrazică dacă greșesc ceva. L-am întrebat pentru a încerca să liniștim lumea de acolo. De ce nu face biserica pe terenul proprietatea familiei din vecinătatea cimitirului Red? Părintele mi-a spus că la un moment dat, împreună cu tatăl, cu familia, au vrut să doneze o parte din teren parohiei și să construiască biserica, iar la momentul respectiv, n-a prea simțit-o, s-ar fi opus, din spusele părintelui, că ori îl donează pe tot, ori nu-i de acord. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe părintele Protopov, l-am invitat la discuție, i-am prezentat situația, părintele Protopov a spus că fără niciun fel de problemă, el garantul în arca științitului că va fi de acord cu această variantă. Am fost fericit în prima fază că am liniștit treburile. După un timp, părintele mi-a spus că a stat de vorbă cu familia și n-ar mai agrea varianta asta. În 2019, familia părintelui a donat 2 suprafețe de teren parohiei. A obținut un certificat de urbanism pentru a construi biserică în fața cimitirului Red, nu pe proprietatea alăturată. Au fost 2 alocări bugetare, una de 30.000, una de 100.000 pentru avans, materiale, proiectare, avize, obținere de avize. Între timp înțeleg că pe terenul respectiv au fost respinse, au primit avize negative din partea unor furnizori de utilități, trec niște conducte și nu se mai poate construi, nu se poate face construcție sau se poate face o construcție foarte mică pe respectiva suprafață de teren. Cam asta este povestea. Acum l-am invitat părintele să prezinte și părintele spune că sunt foarte mulți care și-ar dori
Și am zis să nu ne apuce, să ne apucăm de muncit, să ducem până la un anumit moment această acțiune și la urmă va ajunge tot în fața Consiliului Local, unde va trebui să primească votul pentru alocarea acestui teren sau darea în folosință parohiei. De asta vreau să apreciați și cumva să dăm un vot de încredere care nu obligă cu nimic, nu face parte din familie, nu, din ședință, nu obligă cu nimic pe nimeni, dar să existe o imagine a situației la... Nu e un vot. Nu e un consiliu local. Dăm un vot. Nu e un vot. Nu e un vot în Consiliul Local, e un lucru care părintele să facă o imagine dacă merge în continuare cu demersurile sau face toate demersurile și la urmă se trezește că în Consiliul Local, inclusiv eu voi da vot, cu toate că eu nu votez în ședință, dar nu mă dau într-o parte să spun că eu stau în spatele consilierilor local și nu mi-asum ceea ce fac. Adică situația de față nu mi-o asum. Am punctul meu de vedere prin care nu îl voi exprima public și răspund în fața oneștenilor fără niciun fel de problemă. Adică nu am niciun fel de problemă să votez, că nu e un vot. Este o chestie de principiu să știi părintele... E o problemă mai degrabă de diverse. Nu... Da, e problemă de diverse. Nici la început ședința din Consiliul Local. La început pe misiune nu faci parte nici măcar din diverse. Este înainte de... Nu a început ședința din Consiliu. Doar v-am prezentat situația să nu mi-o asum doar eu. Am zis corect să vină în fața dumneavoastră pentru că s-a creat această situație. Dacă... Nu exista repulsia din partea locatarilor din zonă, a președintelui de asociație. Toți ar fi venit, că ne dorim, veneam în fața primăriei să manifeste, vrem în centru la noi, biserică. Nu ajungeam aici. Urmam demersul, le puneam pe transparență, făceam toate procedurile. Existând această stare conflictuală, am zis că e mai corect să... O prezentăm și, încă o dată spun, dacă vom cădem de acord să dăm un fel de vot de încredere pentru construire sau nu a acestei biserici, voi vota și eu, cum îmi va dicta conștiința, în fața camerelor, oneștenii vor vedea ce părere am și eu la situația asta. Adică nu mă ascund în spatele consilierilor, să zic că au votat consilierii într-un fel sau altul. Orice vot am dat, cineva va fi nemulțumit, clar. Dar trebuie să ne asumăm că de asta suntem aleși și... N-am niciun fel de problemă să ne asum ceea ce gândesc. Părintele, dacă vreți să-mi spune, să prezentați... Trebuie să mă ridic? Nu, să nu, 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 nici vorba. Da, domnule primar, doamnă președinte, haideți jos ca să vorbiți la microfon. Domnul Dascăr, lângă domnul Dascăr. Domnule primar, doamnă președinte, dragi consilieri, în primul rând, Hristos a înviat. Poate mulți dintre voastre mă cunoașteți, numele meu este Florin Ursu, sunt preot în Onești din anul 2016, preot numit la parohia Mal, iar din 2019, cu binecuvântarea mea preasfântului Părintele Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, am fost numit preot paroh la parohia Red, parohie nou înființată, cu dorința a înaltea Sfințitului și a Părintele Protoiereu Ioan Bărgăraun, Vădoanu, de a construi o biserică în vecinitatea cimitirului care să deservească atât parohiei, cât și un loc de pomenire pentru toți cei adormiți în cimitirul Red. Desigur, am început demersurile, așa cum a spus dumneavoastră, domnule primar. Familia mea a cumpărat două terenuri, în aproximativ 600 de metri pătrați, două parcele, în anul 2019. Iar pe cursul acelui an ne-am luptat cu alipirea, dezlipirea și toate procedurile de cadastru. Așa cum ați amintit, am primit și niște fonduri la sfârșitul anului 2019. Începuse pandemia, a început la anul 2020. Atunci ne-am vorbit cu cei de la Compet să găsim țeava. Știam, în urma certificatului de urbanism, știam că există o țeavă de Compet pe acolo.
Și când am început săpăturile, am fost surprinși să găsim patru conducte sub acel pământ, conducte care la momentul achiziționării terenului nu am știut, nu am fost informați, nu am știut cum să îndeplinim toate demersurile. Acum, dacă aș mai construi, dacă aș mai cumpăra un pământ, știu ce am de făcut. Ne-am confruntat cu aceste probleme, cu aceste conducte, două conducte de deranja, dintre care una anulată, una folosință, o conductă de convex și una de gaz. În urma celor expuse, iată că, împreună cu părintele Protocop și cu binecuvântarea pe Sfântului Părintele nostru Iachim, ne-am gândit la acest, la un alt loc de biserică care să deservească, după cum spuneam, atât comunității, atât credincioșilor din zona mare, ca să nu mai fie nevoit să meargă la celelalte parohii învecinate, cât și pentru cimitirul vede. Și ne-am găsit că acel loc consider eu eficient din mijlocul parohiei, pentru că știm foarte bine că nu numai în zona Dallas, ci și Oneștiul, predomină persoanele mai în vârstă, care, desigur, se deplasează mai greu și am considerat că este mult mai eficient de a face de a construi o biserică în, aproape de credincioși, în sfântul parohiei care să deservească, după cum spuneam, interesele credincioșilor și cât de pomenire pentru cele peste 9.000 de suflete care odihnesc în cimitirul Red. Desigur, așa cum spuneați dumneavoastră, domnule primar, eu când am fost cu Molifta Paștelui, am avut niște semnături. Mulți s-au arătat încântați de faptul că în vecinătatea parcului se va construi o biserică și mulți s-au bucurat de acest lucru. Acum, niciodată nu putem ști realitatea, pentru că domnul de asociație cu șefii de scară, așa cum ați spus, au strâns și ei niște semnături sau poate probabil au votat. Din ce am înțeles și credincioșii mi-au comunicat, faptul că s-a spus greșit. Cum că parohia, biserica vrea să le ia parcul. Din 2600 de metri pătrați cât are suprafața parcului, 800 va deservi către biserică. Având în vedere că ne dorim ca biserica să fie o biserică de lemn, o biserică care, consider eu, care va împlini parcul și va înfrumuseța, nu aș dori să fac o delimitare, va fi totul la acea suprafață. Cu siguranță că printr-o biserică, printr-un altar de vară, printr-un voișor, printr-o grădină cu flori, copaci și așa mai departe, cu siguranță frumusețea parcului va căpăta o altă valoare și altă frumusețe. Acum depinde doar de noi, depinde de Dumnezeu cum va lucra în conștiința fiecăruia dintre noi și ne dăjduim că ce să duce la bun sfârșit aceste demersuri care ne luptăm, așa cum spuneați, de două luni, mai bine de două luni și poate cu ajutorul dumneavoastră și ajutorul Dumnezeu vom începe lucrările și poate de ce nu să le și finalizăm. Vă mulțumesc și Hristos amin. Da, dacă vreau cineva să intervină, cu plăcere. Sigur, e binevenit orice intervenție. Ziua, pe teren aveți de la complet două conducte, una în folosință și una scoasă din urmă, pe lângă cele patru. Dar ce nu înțeleg eu este ce vreți să construiți biserica acolo, pe locul de dată copiilor, luați o tăime din acel parc, cu 800 de metri din 2400, asta înseamnă. Nu mai contează foarte exact. De ce nu construiți pe terenul pe care are familia dumneavoastră, acolo lângă cimitir? Că aveți acolo mai mult decât cimitir. În zona respectivă, dacă îmi permiteți... Știți cine sunt și știți unde locuiesc, da? Nu, chiar nu știu. Zice. Da. În zona respectivă și zona care va fi destinată pentru parohie, acolo este gol. Nu este niciun mobilier de parc, un jilier stradal, în afară de câțiva puieți de copăcii. Cred că nu ne înțelegem, părinte, pentru că fiecare are un interes diferit. Eu sunt aici sau cu interesul mișterilor, a tuturor mișterilor. Și patru înseamnă spațiul la vede, nu doar construcție. Da? Hai.
haideți să vorbim în același loc. Dar vă rog să-mi răspundeți la întrebare. De ce nu construiți biserica pe terenul pe care îl are familia dumneavoastră? Că aveți acolo, cred că aveți o suprafață mai mare decât actualul cimitir. Cred, nu știu exact. Exact cum a spus, este, nu este terenul meu, cu problemele personală. Este un domeniu, este un subiect pe care eu nu pot să-l dezbat. Este o, un bun al familiei care nu cred că și are discuția la momentul respectiv. Bun, atunci de ce nu construiți prima dată, de ce nu încercați să terminați prima dată biserica de jos de la pompieri, ca toată zona aia de jos să aibă cum să meargă? Pentru că motivația dumneavoastră de a merge locuitorii din Dallas până la cimitir, cred că sunt de 400 de metri, dar nu cred că ar fi așa o mare problemă. Ce fac cei după strada Trotușului, după Buciumului, după Dacii, că tot bătrâni sunt și tot greu merg. Biserica de la pompieri nu mă privește, suntem parohii separate, eu slujesc, domnul primar știe, slujesc în capela de la cimitirul Red, care și, din ce am înțeles, capela se va renova, nu știu când, probabil, de mers. Da, le-am aprobat 400 de mii, le-am făcut câteva ședințe. Capela este apropo iunie. Părintele Protopop, suntem trei bărbați în... Facem abstracție că sunt primar, preot, protopop. Ne-am uitat ochii unul la altul și părintele protopop v-a garantat că la momentul finalizării lucrărilor, care cred eu că se vor finaliza în această toamnă, vă va da capela să vă să aveți grijă de ea, să o întreți, să faceți slujbe, să... tot ce trebuie la capela respectivă. După ce o vom face, să arate ca o bisericuță în Nucii de acolo. După care, ați spus, ați ridicat problema distanței. Într-adevăr, la momentul ăsta nu este un trotuar care se ducă din Dallas până acolo. Eu vă garantez și mă uit în ochiul ăștia, în loc până terminați biserica, facem și trotuar acolo, până din Dallas până la biserică. Și îmi asum măsura cuvintelor. Dacă asta ar fi o propunere, un impediment care merge oamenii pe drum. Sigur, facem noi trotuar înaintea terminării bisericii. Mai mult, v-am spus, repet ce am spus și vă rog să mă contraziceți. V-am ridicat niște exemple. Eu merg la o mănăstire, nu dau nume acum la ce mănăstire, că nu ăsta e subiectul. Mănăstirea se află într-un vârf de deal. Avem o fată la mănăstire, din comunitatea care merge la mănăstire, vine de la Iași cu autobuzul, în fiecare duminică se oprește la poalele dealului, urcă o oră pe jos la mănăstire, ajunge la mănăstire. Multe alte familii cu membri ai familiei cu dizabilități, bătrâni care nu au venituri, nu au mașini, vin cu autobuz, vin cu orice mijloc până la în localitatea alăturată Oneștiului, se opresc la poalele dealului, urcă pe jos. Numai cine nu vrea, nu ajunge la biserică. Dacă vrei să ajungi la biserică, ajungi la biserică și dacă e apa până la gât. Dacă nu vrei să ajungi la biserică, nu îți găsești orice motiv să nu ajungi la biserică. Eu încă o dată vă garantez susținerea mea totală, dacă vă hotărâți să faceți biserică pe locul în care îl aveți în familie, așa cum ați spus la un moment dat, că ați vrut să faceți, după care v-ați gândit, aveți toată susținerea mea și voi încerca să fac lobby și la Consiliul Local să vă susținem în acest demers. Dacă consilierii vor aprecia astăzi că e bine să faceți în părpulețul respectiv, din nou aveți toată susținerea mea să facem toate demersurile posibile să se construiască. Dar consiliere reprezintă întreaga comunitate, eu îmi voi spune și eu dacă se va accepta din partea tuturor consilierilor un vot de încredere la acest moment. Cum îmi voi exprima și eu votul, adică nu mă voi ascunde în spatele consilierilor. Pentru că sunt o persoană responsabilă și oricare ar fi hotărârea care, în punctul meu de vedere, e clar că voi supăra pe cineva, ori o parte, ori alta. Dar îmi asum, pentru că sunt o persoană asumată, n-am niciun fel de problemă. În sensul ăsta. Dacă mai... Da, mulțumesc. Văzând adresa care a făcut-o asociația de proprietate, Ziera, președintele asociației, și dându-mi seama că acolo există o stare conflictuală între cei care vor și cei care nu vor, cred că motivul principal pentru că
ce nu vor să se construiască biserica în acel corporet este faptul că familia dumneavoastră deține acea suprafață de teren unde ar fi oportun să se construiască biserica, ar fi un gest umanitar să cedați dumneavoastră și vă rămâne biserica și locul din familie, până la urmă dumneavoastră la administrați. Și mai trebuie să ținem cont și de faptul că există o lege a spațiilor verzi, a parcurilor, care revine un anumit metri pătrați pe cap de locuitor, pentru că toți cunoașteți celebrul caz Parcul Bordei din București, unde Popoviciu este și acum fugare în Londra. Și n-am vrea ca noi, consilierii, să intrăm într-o problemă cu Isca, da? Că cedăm din spațiile verzi ale orașului pentru, chiar dacă pentru a se construi o biserică, toți suntem credincioși, toți suntem ortodoxi, atât timp cât, v-am spus, starea conflictoare există din faptul că toți locuitorii de acolo știu că dumneavoastră aveți în posesie acel teren unde s-ar putea. Pentru a elimina starea conflictuală, eu n-am să fiu de acord cu a se construi biserica, acea dar noi primărie, acea 800 de metri din parc, și cred că ați avea o altă perspectivă și o altă apreciere din partea enoriașilor dacă dumneavoastră ați construit biserica pe terenul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Și eu aș vrea să vă mulțumesc. Astăzi dimineața nu știam ce vom discuta, că vom discuta acest aspect la ședința de azi. Și am fost sunat de unul din locatarii de acolo care au semnat pentru. Dar ei au semnat să se construiască o biserică. Nu să le las din parte, să știți. Faptul că v-ați dus atunci când v-ați dus în calitatea respectivă, oamenii au semnat. Și să știți că este și pe semnăturile astea luate de la oameni. Oamenii de acolo mă cunosc de când luptam pentru prețoare. Și de-aia m-au sunat. V-au semnat, au fost de acord, au fost de acord cu să se construiască o biserică, dar nu să le și luați din parc. Când am înțeles cum stă situația și cum am înțeles realitatea, să știți că au luat cum vedeți. Dacă îmi permiteți, domnul primar este de față. Când am venit pentru acel teren, domnul primar, dumneavoastră a spus că veți extinde terenul, veți extinde parcul spre stadion. Adică există o posibilitate să extindem cu suprafața aia, exact. Dar să căutăm demersurile legale, dacă se poate, să luăm o pușiuță din... să relocăm cumva parcul în baza... Dar a fost o propunere, a fost o idee, nu... Eu asum că se poate și se poate aproba de Consiliul Local. Am înțeles. A fost o variantă ca terenul respectiv să se dea gardul jos dacă se găsește cadrul legal și se extindă spre terenul de fotbal. Haideți să lămurim câteva aspecte, dacă îmi permiteți. Sunt și o dată, am trei copii. Niciodată nu mai trebuie ca vorba aia să văd interesul să fac o biserică într-un parc ca și mici să aibă un loc de joacă. Niciodată. Mi-am spus și credincioșul lucrul acesta, soția mea bine cu cei trei copii până la red, merge cu căruciorul pentru că nu are permis și merge cu căruciorul de pe Pajera până la red. E o distanță destul de considerabilă, dar asta e un alt punct de vedere. Bazându-mă și au fost discuțiile și cadastrul s-a făcut pe acea extindere a parcului, pentru că dacă s-ar putea extinde parcul, parcul va avea aceeași suprafață. Va rămâne cu 2600 de metri pătrați. Dar, având în vedere, ieri am aflat că nu se mai poate, deci pic această extindere a parcului, automat cu oamenii trebuie să sunt nemulțumiți. Trebuie să specificăm biserica, nu fac eu pentru mine. O fac pentru comunitate. Ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule primar, sunt complet de acord cu dumneavoastră. Oamenii se pot duce, sunt oameni care merg la Borzești, la Mănăstiri, la Bogdan, în Satul Catolic, la Maria Magdalena, merg peste tot. Știți cum e? Sunt avantaje și dezavantaje. Sunt avantaje dacă vrei să fii angajat în București, să lucrezi, ai multe avantaje financiare, dar alte minusuri, că stai în Onești, iar sunt avantaje și dezavantaje. Nu le punem pe astea în balanță. Eu am venit aici cu o propunere. Dumneavoastră, faceți ceea ce pot spune, dar vă spune. Mai am o întrebare. Contractul de donație în față, dacă puteți să mă lămuriți într-o... N-am reușit, am încercat să-mi sun și pe domnul notar să-mi traducă ce a avut în vedere când a făcut această... când a introdus această frază în contractul de donație. Spune, donația se face în vederea construirii bisericii cu hramurile Duminica Sfinților Români și Sfântul Cosma și Damian și a cimitirului parohial aflat în vecinătatea terenului bisericii,
ce va fi administrat de preotul Ursul Ion și urmașii lui. Ce s-a vrut, ce s-a avut în vedere că s-a introdus această frază în... Nu știu ce donație aveți acolo. Donația pe terenurile, cele două terenuri pe care ați vrut să faceți din fața cimitirului Red, pe care ați vrut, ați luat certificat de urbanism să construiți biserica. Și le-a cumpărat? E vorba de un teren în suprafață de 187 de metri pătrați și un teren de 314 metri pătrați, 500 de metri pătrați. Iar în actul ăsta de donație este această frază care n-am reușit să o înțeleg, care e legătura cu cimitirul, ce cimitir să administreze părintele Ursul Ion. Nu sunt eu unul care donează. Dar nu, v-am întrebat doar dacă știți ce s-a făcut. Nu știu ce a fost, ce s-a specificat cu cimitirul. Mai spun încă o dată, donația se face în vederea construirii bisericii și a cimitirului parohial aflat în proximitatea terenului bisericii, ce va fi administrat de preot Ursul Ion și urmașii lui. Despre care cimitir e vorba? Putem să o luăm ca fiind o donație cu sarcină și în executarea sarcinii în generare cu care lucrează. Și mi s-a vorbit tot asta, am înțeles din asta, de asta am sunat pe domnul Mătan. Adică donația asta a fost contractul de donație. Eu cred că am alocat destul timp în ultima pe aceste chestiuni, cred că când... Înțelege cineva ceva din asta, poate sunt alții și alții. Nu știu, nu știu, pentru juridic nu cred că putem înțelege altceva. E clar că este o donație cu sarcină din punctul meu de vedere. Există o sarcină care este trecută pe contract, neexecutarea acesteia are sancțiuni. Nu face obiectul discuției. Mie îmi pare tare rău că s-a propus, să zic, a trebuit să discutăm asta în Consiliul Local, cred că era... Dar nu știu cum puteam să o discutăm altfel, adică e o chestie de interes... Puneștiul are foarte multe nevoi și foarte multe lucruri de rezolvat în mod urgent. Biserica, construirea unei biserici, o chestiune mai puțin urgent. Avem aproape 30.000 de locuitori, 5 biserici ortodoxe și 2 biserici catolice, care de multe ori sunt goale. Cred că trebuie să ne preocupe cu totul alt lucru și dacă dumneavoastră aveți un teren, părinte, și știți că vă port respectul și vă cunosc de când erați copil și știu că ați putea face o lucrare cât se poate de frumoasă, atâta timp cât există locuitori ai cartierului acestuia care se opun construirii unei biserici acolo, înseamnă că ați avea probleme ulterior dacă s-ar face. Sunteți suficient de maturi și înțelept ca să luați decizia de a face biserica într-un loc în care s-ar bucura absolut toată lumea de această lucrare. A fost indicat aici, n-am întâlnit. Nu, așa am considerat normal. Nu puteam să iau singur o hotărâre. Eu îmi exprim, fără să văd lucrurile, vedeți treaba asta, punctul de vedere, dar nu puteam să iau o hotărâre singur, de asta suntem aleși cu toții, să putem... Da, haideți să mai precizăm ceva. Da. Bisericile se fac din banii tuturor oneștenilor pentru anumite zone. Da. Deci precizarea asta are și ați început foarte frumos și foarte duios cu soția și cei trei copii. Dar părinții mei de 70 de ani de la etajul 4 cum merg până acolo? În condițiile în care știu sigur că n-aveți doar mașini în familie. Adică eu înțeleg că e ok, înțeleg că asta haideți să prioritizăm resursele și să vedem exact ce trebuie să facem pentru oameniști. Și o intenție lăudabilă a părintului ajungem să... Inoportună să ajungă în discuție, ajungem aproape ca fiecare de noi să-l certăm pentru intenția sa bună. V-am spus, dacă n-ar fi existat cealaltă adresă din partea președintelui de asociații, iar la mine când vine o adresă din partea președintelui unei asociații, o iau ca și din partea asociației respective, că dacă președintele de asociații pune ștampilă pe o adresă în care nu reprezintă voința locatarilor, își asumă și riscă, poate avea riscul a doua zi să fie schimbat, dacă nu reprezintă. Președintele reprezintă întreaga asociație. Exact asta zic. Clar că a luat majoritatea, din punctul meu de vedere, așa văd, dacă și-a asumat să pună o ștampilă și să spună că a convocat CEX, că a convocat președinții de scări, e greu să cred că ar face ceva împotriva majorității, că a doua zi ar fi schimbat din asociația respectivă. Pur, poate nu la doua zi, sunt niște demersuri, dar se poate schimba dacă 90% din asociație și-ar fi dorit biserică și ar fi venit în președintele să pună o ștampilă. Dar poate și președintele asociației și-ar fi dorit să fie biserică, dacă... Dar nu știu, nu ridicam problema, nu veneam în fața dumneavoastră, am mai fost... Da, ca o concluzie, noi vom susține construirea unei biserici, atât timp cât nu va fi afectat acel parc, locatarii o altă zonă. Și locatarii să fie de acord într-o nouă zonă sau...
Da, din punctul meu de vedere și eu concluzionez. Da. Dacă vă hotărâți împreună cu familia să donați o bucățică de teren, așa cum ați zis inițial că ați propus în urmă cu câțiva ani Preasfințitului, reveniți la gândul de acum câțiva ani, aveți tot sprijinul meu și mă voi da peste cap să funcționeze totul cum trebuie și vă facem și aleia. Ia, încă dacă spun, mă rea până la cimitir, să nu fie mai multe de șosea. Bucăruțul cu... La o altă ocazie, unde să nu condiționăm această donație a familiei pentru mulțumirea bisericii. Da, nu ca pe discuție. Când se poate cu terenul, ce crede cuvință. În momentul în care se găsește o suprafață teren care este oportună pentru continuare bisericii, în toate punctele de vedere, atunci susținerea este totală din partea noastră. Da. Acum mai votăm pentru discuție. Da, eu vă spun că din punctul meu de vedere n-am niciun fel de problemă să mi-l asum. Oricare ar fi... Că toți s-au spus toate punctele. Da, că de când avem de rost. Cineva are altă variantă, vă rog, luați cuvântul și spuneți cum credeți că e mai corect. Mulțumesc. Am deranjat cu nimic acest lucru, dar nu puteam să mi-l asum singur. Că mi-asum ce vorbesc, dar nu puteam să mi-l asum singur. Mulțumesc frumos. Înțelegeți. Deschidem lucrările ședinței ordinare din data de 19 mai 2022. Cunoașteți proiectul ordinii de zi din convocare cu suplimentările propuse? Da. Sunt observații la ordinea de zi? Cu toate suplimentările? Dacă nu sunt, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Avem un administrat. Intrăm în ordinea de zi. La primul punct avem proiectul de hotărâre privind desființarea serviciului public, Direcția de Utilități Publice a Municipiului Ameș. Așa că secretar general pentru acest proiect care a dat urmare. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 10/95/2020, Consiliul Local a aprobat înființarea și organizarea funcționării Consiliului Local a Serviciului Public, Direcția de Utilități Publice al Municipiului Ameș, instituție publică cu personalitate juridică, dar în cadrul acestui serviciu nu au fost realizate activitățile prevăzute în regulamentul său de organizare și funcționare, nu a fost angajat personal conform categoria mea statului de funcții și nu a fost dat în folosință de până spațiul situației de funcție 43. Față de cele mai sus precizate, vă spunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind desfințarea serviciului public, Direcția de Utilități Publice al Municipiului Ameș în forma prezentată. Raportul de specialitate la punctul de hotărâre a fost prezentat. Comisia 4, domnul Avisul. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu avem, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Săcele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța. În cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța. Da, e o curiozitate. Are cuvântul domnul secretar general pentru referatul de acoperare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța este organizată și funcționează potrivit prevederilor statutului, respectarea prevederilor legale în domeniu. Prin adresa înaintată, Asociația solicită aprobarea aderării UAT Nicolae Bălcescu, județul Constanța, la Apă Canal Constanța, Abi Constanța. Potrivit articolului 13 din statutul asociației, asociația poate accepta noi membri cu acordul asociațiilor și cu încheierea unui act tradițional a prezentului statut, prin care noi membri sunt menționați în preambulul statutului. La numele de reprezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre formal prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1 pentru aviz. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu avem discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
avem iarăși unanimitate. Trecem la proiectul numărul 3 al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării hotărârii Consiliului Local numărul 77 din 30 mai 2017, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate, a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SCRA-JA S.A., aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente, a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a caietelor de sarcini ale serviciului. Dau cuvântul domnului secretar general pentru referatul de aprobare. Prin hotărârea Consiliului Local 77 din 2017 s-a stabilit și plecarea bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Ionești, aferente sistemului public alimentare cu apă și de canalizare, care vor fi concesionate prin contractul de delegare către SCRA-JA S.A., bunuri ce compun sistemul de utilități publice aferent serviciului utilizate pentru furnizarea prestării acestuia. În urma analizei efectuate de comisiile numite de ambele părți pentru efectuarea actualizării inventarului, s-a ajuns la concluzia ținând cont de starea tehnică a mijloacelor fixe, de caracterul complex al instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, și caracterul foarte rapid al evidenției bunurilor preluate de la SCA pe canal SA, se propune ca lista bunurilor să poată fi actualizată supusă aprobării Consiliului Local ori de câte ori este necesară realizarea inventarierii în teren de către comisiile numite de ambele părți. Față de cele arătate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă avem. Dacă nu avem, trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la următorul proiect al ordinii de zi, proiectul numărul 4, proiect privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 în municipiul Ionești. Domnul secretar. Planul anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul municipiului Ionești, măsurile, acțiunile și resursele pentru managementul riscurilor respective. Acest plan anual se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscului asupra sănătății populației, calității factorilor de mediu, integrității bunurilor materiale în caz de evenimente deosebite. Față de cele prezentate, se punem spre aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor pentru aviz, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu avem discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe în vederea repartizării locuințelor sociale destinate închirierii în municipiul Ionești. Dau cuvântul domnului secretar general. Potrivit prevederilor legale în vigoare, locuințele sociale ce se administrează pe grijă autorităților administrației publice locale se atribuie unor persoane sau familia căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condiții vieții. În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale, autoritățile municipiului au obligația de a aproba anual criteriile în baza cărora se repartizează locuințele sociale, actele justificative necesare care însoțesc cererea și locul de primire al cererii. Față de cele prezentate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Aviz favorabil. Și numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu avem discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 6 al ordinii de zi, de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea sistemului de parcare cu plată în municipiul Ionești. Dau cuvântul domnului secretar general pentru o prezentare care este aprobare. Având în vedere faptul că în parcările amenajate de terasa municipiului Ionești sunt parcate rulote remorci care ocupă locuri de parcare și a căror proprietari solicită găsirea unor soluții de amenajare a spațiului destinat din aceste și ținând cont de solicitările înregistrate de cursul procedurii de eliberare a abonamentelor,
abonamentele locurilor de parcare din ultimul an este necesară aprobarea unui nou regulament de organizare și funcționare a sistemului de parcare ocupat de municipiul Oneș. Având în vedere cele prezentate, se consideră oportun adoptarea de directorul local la proiectul de hotărâre. De fapt, de ceva de fapt, vă rog, nu dispuneți. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Eu, da, domnul președinte. Mă rog, domnul Cipărșu. Aș vrea să depun un amendament. Articolul 11, alineatul C, în momentul de față, sună așa. Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie în proprietate, achiziționat în regim leasing sau dat în folosință de către proprietar, să fie înmatriculat în România și să aibă inspecție tehnică periodică valabilă. Faptul că solicităm să dăm locul de parcare proprietarului sau celui care a obținut mașina în leasing este perfect. Am o problemă cu datul acesta în folosință, care a dus la o practică mai puțin ortodoxă pe teritoriul Oneștiului și a dat posibilitatea unora să-și parcheze 2, 3, 4 câte mașini au ei și unora să rămână pe din afară. La darea asta, în folosință, se practică așa, se face un contract încomodat și cu el se vine să se ia locul de parcare. Și un proprietar de apartament, care conform regulamentului ar avea dreptul doar la un singur loc, parchează de dat 2, 3, 4 mașini și ceilalți rămân pe din afară. Am propunerea să scoatem din regulament datul în folosință și locul de parcare să fie doar pentru proprietar sau, cum scrie aici, achiziționat în regim leasing. Adică să sune așa articolul, cei cu amendamentul propus. Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie în proprietate, achiziționat în regim leasing, să fie înmatriculat în România și să dețină inspecție tehnică în perioada de valabilitate. Mulțumesc! Discuții pe marginea amendamentului? Poți să intervenim? Dacă permiteți, amendamentul dumneavoastră ar trebui să se refere la persoane fizice și nu la persoane juridice. Da, la persoane fizice. Da, așa da. Fiindcă noi am depus acest amendament, am depus această prevedere, referindu-ne la darea în folosință la persoane juridice. Fiindcă îi se activă mașină de serviciu, locuiește pe raza localității și trebuie să-și folosește acea mașină. Deci dacă e ok numai pentru persoanele fizice, da, dar dacă e și pentru persoanele juridice, cum considerați dumneavoastră? Ca o precizare asta. Nu, dar atunci suntem exact în aceeași situație. Ce ne contractul de comandat făcut de persoana fizică, ce ne darea în folosință de persoana juridică, adică e același lucru. Eu am făcut precizări. Nu. Dumneavoastră, ideea este să respectăm ceea ce scrie în regulament, ca pentru un apartament, ca pentru un obiect, să se aloce un singur loc de parcare. Să aibă acces cât mai multe persoane. Așa e normal, așa e corect. Da, dar locul acela de parcare poate fi acordat atât pentru un autovehicul care este proprietate personală, atât pentru un autovehicul care este dat în leasing, dar și către pentru un autoturism care este închiriat sau dat încomodat. Exact ce v-am explicat mai devreme. Da, contract de comandat pe 5 mașini. Nu beneficiază de două locuri atunci. În situația asta se elimină de ce puțin discriminatoriu. O persoană care are mașină de serviciu vine și nu are unde să o parcheze, că vine cu ea acasă, în situația asta și nu are mașină proprietate personală, în situația asta nu mai are unde să-și parcheze mașina. Eu sunt în situația aia care ziceți dumneavoastră, dar haideți să nu ne ascundem după deget și haideți să vedem realitatea așa cum este ea. În momentul acesta în Onești, asta se practică. Acum, ce hotărăște Consiliul, asta e, vom aplica, dar să nu ne facem că nu vedem unde trăim și este absolut anormal să închiriezi pe un număr de mașină și să parchezi altă mașină. Eu știu la ce vă referiți. Dar nu este de număr de mașină. Este faptul că eu am 3 mașini, da? Fac 2 contracte de comodat cu vecinii mei și parchez numărul de mașină pe ce mi-a locați. Doar că eu parchez 3 mașini și vecinul meu care se mută acum în bloc stă și se uită că nu are unde să parcheze mașina. Asta vreau să spun. Știu, o să-mi cereți dovezi sau exemple, nu le pot prezenta. Nu, 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 e pertinentă, aștepați, așa. Dacă dumneavoastră știți că... Da.
două mașini înmatriculate pe aceeași adresă. Se conda unul și reziliem, nici nu sunt niciun cap de discuție. Nu, nu dau seama la situație. Nu sunt două mașini pe aceeași adresă. Da? Sunt acele, același. De la o firmă închiriază la două. Și eu parchez toate mașinile și... Da, are logică ce spune. Dacă se întâmplă așa, e totul normal. Și nici noi nu avem cum să... Nu avem cum să... Fac să reclame cu asta ce vine. Da? Situația, a spus domnul consilier, este una, adică, destul de actualitate. Este una de actualitate și este o problemă reală. Însă nu am convingerea că asta este, rezolvarea, acest amendament ar fi rezolvarea acestei probleme. Pentru că revenim exact cumva la, discuția care am avut înainte de ședință, bine făcând o paralelă puțin mai, mai neortodoxă, ca să înțelegeți exact la ce mă refer, unde avem o parte de oameni corecți care doresc foarte și o parte de oameni care doresc biserica. Avem și acești oameni care, într-adevăr, folosesc sub contract de comandat și au dreptul să obțină această proprietate pe care noi eliminăm, eliminăm posibilitatea de a obține acest loc de parcare. Eu încurajez pe această cale oneștire, dacă cunosc astfel de situații, să ne le aduc la cunoștință și cu siguranță le remediem noi, în cazul primăriei. Da? Se poate dovedi sau se poate vedi că acum, pe bună dreptate, corect, se poate întâmpla ceea ce spuneți dumneavoastră, domnul consilier, dar e și un pic anormal pe cei cinstiți să-i afectăm. Cred că mai degrabă ne-am concentrat pe cei care încearcă să ne înșele vigilența, adică pe cei care sunt corecți. E foarte greu, pentru că e greu să facă reclamații pe care nu o pot dovedi. Nu, dar ține nou și încercăm noi să o dovedim. Avem o colaborare de asociație. Nu, este greu de dovedit. Nu este greu. Domnul consilier, dacă dumneavoastră îmi spuneți că în familia cu tare se plimbă cu mașina doi membri a familiei și sunt parcați pe două locuri din aceeași incentă, lăsați-ne pe noi că știm noi să dovedim. Nu mai aduceți-ne la cunoștință. Nu aveți să se face totul. Conform regulamentului, este proprietarul chiriașului imobilului, trebuie să-i dați locul de parcare. Merge în instanță și-l obține dacă nu. Putem pune o ca și excepție. Se poate pune pe viitor, se poate pune excepție de la atribuirea locului de parcare pentru cei prin comodat, care au contract prin comodat, ca cel care este proprietar să nu locuiască în același imobil. Dacă proprietarul deține o locuință în același imobil, nu mai poate primi. Da, stă în locul vecinii. Nu mai poate asta decât puțin gândit și umblat. Da, trebuie așezat. Cred că putem acolo să facem reglamentul și factorii așa cum este și să ne focusăm pentru ședința următoare cu sprijinul domnului care a avut o idee. Ideea este bună pentru că situația se întâmplă în practică și am vrea să nu avem probleme din cauza. Nu mă stați sigur. Dacă-mi permiteți. O să apară o altă problemă, dacă încercăm să limităm acest aspect. Ideea domnului consilier a fost foarte bună. Dacă deține un alt loc de parcare, e clar că nu-i mai dăm pe comodat. Dar o să mutăm mașinile din parcările, din parcările rezidențiale în parcările publice. Este același lucru. Să nu l-am luat în calcul, domnul Anastasiu, și să nu vă supărați, că cred că avem aceeași vârstă. Luăm în calcul oamenii ăștia tineri, unde noi declarăm că ne dăm peste cap să-i aducem în Onești. Noi ăștia am văzut că s-a întâmplat să avem norocul, să avem casă, să avem locurile de parcare, nu avem nicio problemă. Dar o familie tânără care își cumpără apartament într-un anumit imobil și poate au și doi sau trei copii, cum zicea părintele mai înainte, și nu au să-și parcheze mașina și trebuie să vină să-și aducă și cumpărături și copii, vine mama, ai copii, cum procedează? Eu înțeleg situația, dar haideți să vedem acolo unde trebuie, haideți să facem, să trecem de nivelul vorbelor. Nu știu, suntem în consiliu, suntem în vorbă. Vă rețineți amendamentul. Da. Domnul primar. Ce se mutează, amândoi? Da, nu... E un pic delicată situația. E clar că ar trebui să ne concentrăm pe speța care a rândit catul de unul consilier și să găsim o cale să-i facem pe cei care încearcă să se sustracă sau să găsească diferite tipuri pentru a ocoli cumva hotărârea Consiliului Local
Dar în aceeași măsură nu putem să-i considerăm pe toți infractori sau contravenienți că... Nu asta. Rămâne, nu asta în analiza mea. Sau votăm acum pe amendamentul? Dacă în cazul în care nu trece amendamentul, totuși trebuie să clarificăm problema asta, să o gândim împreună și să... Să înlăturăm situațiile astea. Înainte de a găsi orice formulare, prima oară trebuie să ne asumăm în fața oriștenilor și o să mă uit la cameră situația. O perpetuăm sau o oprim. Simplu. Nu consider, avem posibilitatea să putem să o coafăm în așa fel încât să fie bine pentru noi. Trebuie să mă la oriștien, domnule. Nu, trebuie să mă uit la mea, să ne asumăm. Domnul consider, mă uit eu, haideți să mă uit eu. Aștept de la dumneavoastră situația. Și mă uit în cameră și... Nu, dar puteți să-mi cereți mie, că n-am drum să vă dau o asemenea stație, domnul primar. Există sau nu există? Există sau nu există? Bun, dacă există și știți, nu, probabil că o știți din practică, dar mi-o dați-mi nouă pe hârtie. N-am cum să vă spun. Nu, dați-mi nouă și ce-ați rămâne, că de asta avem poliție locală, să o dovedim. Să spunem la vot amendamentul domnului Cincoieșu, cine este? Permiteți ca să nu greșim, ca să dau citirea amendamentului, dacă l-am înțeles bine, să nu scriu greșit. Dați voi? Da. Domnul Cincoieșu, vă rog să mă urmăriți să mă corectez dacă greșesc. Deci, articolul 11, aliniatul 1, litera C, va avea următoarea formă pe amendamentul dumneavoastră. Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie în proprietate, achiziționată în regim leasing, dispare sintagma sau dat în folosință de către proprietar și în continuare merge să fie înmatriculat în România, să dețină inspecție tehnică periodică în perioada de valabilitate. Perfect. Mulțumesc. Supunem la vot amendamentul domnului Cincoieșu. Cine este pentru? Cinci voturi. Cine este împotrivă? Nu trebuie să-mi dați oare oficial pe hârtie. Știi că cine e cu situația? Supunem la vot proiectul de hotărâre. Vă rog. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abține? Avem două abține. Împotrivă? Trecem la următorul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară ale imobilului Spital Municipal Sfânt Ierarh Dr. Luca, situat în strada Tertului numărul 1, municipiul Onești. Domnul secretar, provocați la aprobare. Spitalul Municipal Sfânt Ierarh Luca Onești complementă faptul că două imobile construcții, respectiv C1 teren sport și C2 industriale, situate în incinta Spitalului Municipal, nu mai sunt funcționale, nu mai fiind necesare activități specifice. De asemenea, conform procesului verbal de constatare, imobilul C1 și C2, aflate în administrarea spitalului, sunt în stare avansată de degradare. Ținând cont de cele prezentate, vă spuneți că analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre în care prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Nu avem. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la următorul proiect al ordinii de zi. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire a unor imobile terenuri proprietatea municipiului. Vederea individualizării prin număr cadastral propriu. Domnul secretar general, proiectul de imobile ce fac obiectul proiectului de hotărâre pentru serviciile notariale specifice operațiunilor de alipire sunt situate în gradianul municipiului Onești, strada generală Radu Rosetti, numărul 4, județul Bacău, identificate pe numele cadastrale individuale, proprietatea municipiului Onești. În scopul reglementării și asigurării în evidență exactă și complete a situației juridice a imobilului, C1
ce derivă din alipirea terenurilor supramenționate, este necesară să se aprobase mișcările notariale specifice. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisiile numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Aviz favorabil. Avem și avizul comisiilor. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect al ordinii de zi, proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri proprietate în municipiul Ionești. Are cuvântul domnul secretar general pentru citirea la concesioare. Prin hotărârea de Consiliului Local anterioară a fost atribuită sub forma concesiunii spre alții de teren menționat în documentele înaintate. Ținând seama de solicitările registrate la primăria Ionești, se propune transmiterea dreptului de concesiune pentru terenurile privind care menționate. Avem în vedere cele recitate, să punem spre analize și aprobare, vă spune ca proiectul de hotărâre. Raportul de specializare a fost prezentat. Reprezentanții comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu avem, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor mijloace fixe și aprobarea actului adițional la procesul de acord de predare primirea numărul 17054 din 18.8.2010, partea contractului numărul 16.886 din 18.8.2010, de delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat, către SECE DPP Onești S.A. Are cuvântul domnul secretar general pentru o prezentare pe actul de aprobare. Municipiul Ionești a achiziționat un ascultator urban pentru asigurarea intervenției rapide și eficiente pentru realizarea activităților de salubrizare și utilizarea căilor de circulație. În vederea realizării acestei stabilite, contractul de delegare a gestiunii, serviciului public de administrare a domeniului public și privat, către SECE domeniul public, propunem darea în administrare, în mijlocului fix, ascultator urban către această societate, precum și a 10 stații de autobuz. Vă supunem spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre vă va prezenta. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Nu avem. Trecem la vot. Cine este pentru? Avem unanimitate. Trecem la proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind confirmarea apartenenței la domeniul public pentru unele imobile terenuri situate în municipiul Ionești, înscrise provizorul în partea funciară. Domnul secretar? Prin hotărârea Consiliului anterior a fost aprobată modificarea și completarea inventarului și primele ce alcătuiesc domeniul public al municipiului. Unul dintre aceste imobile a fost înscrisă provizorul în partea funciară. Pentru scrierea definitivă în partea funciară a statului de proprietate publică este necesară confirmarea apartenenței la domeniul public pentru imobile terenuri menționate în proiectul de hotărâre. De față de cele menționate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Reprezentanții comisiilor, vă rog avizul la comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu avem, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul 12, proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri aflate în proprietatea municipiului Ionești în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Are cuvântul domnul secretar general pentru prezentarea raportului de aprobare. Prin hotărârea de consiliu anterioare au fost atestate bunuri imobile terenuri la domeniul public și privat al municipiului Ionești. Acestea au fost înregistrate în evidența contabilă cu valoarea zero. Pentru a stabili o valoare justă a acestor terenuri, se întâmplă rapoarte de evaluare de către un expert evaluator autorizat membru anual. Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Vă rog, comisia 1, avizul. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de dare în folosință gratuită a imobilului situat în strada 8 martie numărul 24, cu destinația școală pentru nevoi speciale, către Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă numărul 3 Comănești, filiala Onești. Având în vedere solicitarea Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă numărul 2 Comănești, filiala Onești, referitoare la prelungirea datului contractului de folosință gratuită a imobilului situat în strada 8 martie numărul 24, cu destinația de școală pentru nevoi speciale,
Ținând cont de faptul că ieri școlii desfășoară cursul în acest fenomen, propunem că analiză și aprobare consiliului local proiectul de hotărâre vorba prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului? Nu avem. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii numărul 1 imobile terenul, proprietatea municipiului Ponești. Are spunctul secretar general pentru referatul de aprobare. Bunurile imobile aparținând domeniului public sau privat de interes local al municipiului Ponești pot fi concesionate sau închiriate prin licitație publică în conformitate cu legislația anului de închiriere. Acestea prezintă un punct de interes atât pentru municipalitate, prin valorificarea superioară a proprietăților de construcții sau ocupate de construcții, proprietatea publică, cât și pentru cetățenii orașului. Ca urmare celor expuse mai sus, conform prevederilor codului administrativ, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre prezentat. Avizul comisiilor, vă rog, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuția pentru marginea proiectului de hotărâre? Nu avem discuții. Trecem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului Ionești al locului imobile. Domnul secretar, vă rog. Având în vedere proiectul derulat de către SCRJ S.A. Constanța, municipiul Ionești, este necesară ca terenul de proprietate publică a municipiului Ionești afectat de lucrări să fie întabulată la domeniul public. Imobile ce fac obiectul propunerii de atestări la domeniul public al municipiului Ionești, în vederea înscrierii dreptului de proprietate în cadrul funciar, sunt situate în intragram și planul localității, identificate prin planul de amplasament și delimitare. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Observații pe marginea proiectului? Nu avem. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Următorul proiect, proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Ionești al unor imobile constituite din terenul cu și fără construcții, situate în intravilanul municipiului Ionești. Domnul secretar, vă rog. Imobile ce fac obiectul propunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Ionești sunt situate în intravilanul localității identificate din plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost inventariate, delimitate și măsurate ca urmare a unor cereri depuse de persoane fizice sau juridice, având ca scop participarea la licitații publice în vederea concesionării sau închirierii terenurilor sau bunurilor realizate pe acestea. Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, dar cuvântul reprezentant comisia nu a avis favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4. Avis favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu avem, trecem la vot. Trecem la proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea de către Primăria Onești a competiției de handbal Cupa Onești, ediția 25-a. Are cuvântul domnul secretar. Primul de handbal Cupa Onești este deja o competiție de tradiție în municipiul Onești, aceasta ascunse deja la ediția 25. Anul acesta competiția se va desfășura în perioada 25-29 august, la care vor participa mai multe categorii de copii în funcție de vârstă. Această competiție urmărește principalele aspecturi de competiție și fair-play al tinerilor practicanți și pasionații sportului. Pentru aceste motive, vă propunem să aprobați suma de aproximativ 15.000 de lei din bugetul local pentru finanțarea acestei activități și aprobarea proiectului de forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisiile, vă rog. Comisia mai disfavorabilă. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă n-ați voie, doamnă președintă, mai multe chestii de procedură. Vor fi premii acordate celor care participă în bani? Nu vor fi premii acordate în bani, doar diplome, medalii și cupe. Nu. Am înțeles. Să nu... Ia pe capul aceeași. Mai mult ca sigur, băiatul meu va participa competiția asta, să știu dacă... Mai vine sau nu? Nu mai votați. Deci nu participați. Nu participați. Nu, că pot fi cupe de premiere, medalii, bani și trofee. Pot fi considerate și astea bunuri. Da, ok, deci nu participați. Deși colegii, pe lângă cupe, poate trece mai mult.
organizate trofee pentru jucători se acordă 200 de lei. Știu din experiență că la aceste sunt 7 grupe, am înțeles, 7 grupe diferențiate pe vârstă. Se acordă la fiecare grupă titlul de goalgetter, sunt 7 goalgetter, titlul de cel mai bun portar, sunt 7 portar, titlul de cel mai tehnic jucător sau jucătoare, 7. 200 de lei cred că este puțin pentru a premia acești numi bani în obiecte sau cum nu credeți dumneavoastră. Aș propune să mărim puțin, cel puțin cu... Măcar să fie 2010 de lei. Împărțit la 7. Da, păi 7, 7, 7. Să par 200 de lei la 21 de persoane. Magetierul grupei cel mai propun. S-a socotit, s-a adus o situație. Se calchiționează diplomi, cupe și probabil s-a făcut o socoteală. Sigur, sigur, sigur. Bă, bun, și aici nu, păi, dar nu văd că nu specificați barierele de arbitraj. Probabil că se arbitrează și acolo trebuie plătit în barieră. Nu, arbitrajul nu se plătește. Nu se plătește. Se vor arbitra cu profesori și arbitri din zonă. Da. Ce nu să se mărească cu 25 de lei pentru, m-am spus, cei 7 colgete, cel mai bun portat, cel mai bun... Nu, campul a fost făcut, domnul Sfier, și suma e ok pentru... Da, e ok. Inclusiv pentru tricouri personalizat. Am văzut, da, asta am văzut. Nu, clar. În regulă. Deci nu trebuie. Dar nu mai spus, știți, suplă la cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 18, proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea concertului de muzică folclorică, susținut de Corala Armonia, cum se pretează. În prezentul proiect de hotărâre se propune organizarea și finanțarea de la bugetul local al municipiului Ionești a concertului de muzică folclorică și a sesiunilor de corare a Armonia în sumă de 15.000 de lei. De cele mai sus menționate pe scurate, o spune pe aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia unor disfavorabil. Mulțumesc, am citat. Discuții pe marginea proiectului. Avem un copil la... De hotărâre privind acordarea normei de hrană personală direcției publice de poliție locală Onești. Domnul secretar. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritățile administrației publice locale pot acorda anumita bugetului aprobat prin hotărârea Consiliului Local norma de hrană personalului poliției locale. Față de cele menționate, vă supun extra atenție și aprobare proiectul de hotărâre și prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. A fost comisiilor. Comisia unor disfavorabil. Comisia numărul 4. Aveți favor, aveți. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? O întrebare, dacă... Deci vor beneficia și de norma 6, norma 1, norma 12B, da? Da, norma 12B este pentru faptul că avem tot pe ordinea de zi. Proiectul de aprobare a planului unic de ordine și siguranță publică vor putea înscrie. Deci cele trei norme, care vor însuma aproximativ 1.500 de lei, nu? Pe lună, nu vine așa? 12 pe este 5 lei pe zi, când lucrează. Toate la un loc, mă refer. Toate la un loc, adică 1.000 de lei. 1.000 de lei și în funcție de pontaj, în norma 12 pe 5.000 de lei. Da, vor duc 4 de zile, undeva, da, cam așa, da, nu înțeles. Nu știam dacă e o singură normă, toate normele astea se aplică. Mulțumesc. Da. Pe cum de mare nevoie de 9.000 de calorii? Are nevoie de 9.000 de calorii? Așa scrie acolo, aveți o normă pentru... Așa e metodologia. Așa e standardul pregătit. Standard care e impus de lege. Așa scrie domnul. Săptămână. Da, așa e. Eu niciodată să mă 4.000 de calorii. Dacă le cumulați, să nu are nevoie de 10.000 de calorii zi. Nu, 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 n
dumneavoastră la proiectul de hotărâre, cine este pentru? Mulțumim. Proiectul 21. Vot interzis, proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 4 din 2017 pentru aprobarea regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor de rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public sau privat al municipiului Ionești și a lucrărilor de intervenție executate în regim de apare. Domnul secretar? Având în vedere necesitatea modificării condițiilor de executare a lucrărilor rezonate domeniilor publice în conformitate cu normele metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituirea restricțiilor circulației în vederea execuției de lucrări în zona drumului public și sau a protejarea drumului, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 4 pe 2017 în forma prezentată. Acordul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul comisiilor. Comisia 1, aviz favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Nu avem. Dacă trecem la vot, cine este pentru? Mulțumim. Proiectul 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 133 din 2012 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărie a municipiului Onești cu modificările și completările ulterioare. Domnul secretar? Având în vedere necesitatea actualizării reglementărilor privind staționarea sau parcarea zonei publice pe baza localității în scopul de congestionare traficului și a reducerii poluării, vă supunem pe aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 133 pe 2012 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea măsurii de bună gospodărie în municipiul Onești cu proprietarii ulterioare în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiilor, comisia 1, aviz favorabil. Numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Discuții? Am o întrebare. Aici, la articolul 7, punctul 22, la contravenții, staționarea sau parcarea în parcările publice sau de reședință a mașinilor și utilajelor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor și mai urmează mai multe. Când zicem camioanele, ne referim la tirurile de marfă care tranzitează Oreștiul sau la camioanele care au lucrări în interior Oreștiul? Adică la vascule, la... E vorba de parcările de reședință din parcările publice, să nu... De autoturism. Vehiculele mai mari de 5 metri, în general, obstrucționează parcarea când ajunge. Se precizează. Cu capul în așa de voie să intre. Tot aprobat. Mai avem alte observații, discuții? Adică vă scuzați-mă, îmi cer scuze că intervin. Am avut situații în care parca autobuzul în mijlocul orașului, zicea că eu n-am să parcheze autobuzul, făcea curse între localități sau... Acolo să te-au mari. Acolo să te-au mari. Am propus aceste modificări datorită faptului că noi am făcut o inventariere a tuturor locurilor de parcare rezidențiale, fiindcă ne preocupă, și am constatat că pe locurile rezidențiale apar parcate remorci, apar parcate rulote, în parcările publice la fel avem parcate rulote, și am vrut să delimităm ca acele remorci sau acele rulote sau acele mișoace auto care depășesc 5 metri automat când curca circulația și dacă era parcarea sa rezidențială și mai ales la nivelul microbuzelor, cele cu 19 locuri. Înțeles, e un regulament în este unul parchiat. Și acum să mai este orașul. Cei mai mare de 5 metri. Exact. Recunoaștem că ne-am inspirat. Dar e local. Trecem la vot. Supunem proiectul. Cine este pentru? Proiectul numărul 24. Da, corect, 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Onești pentru anul 2022. Domnul secretar? În conformitate cu prevederile legale de vigoare, privința organizării și funcționării poliției locale, autoritatea deliberativă a administrației publice locale aprobă la propunerea Comisiei Locale planul de ordine și siguranță publică al unității administrative teritoriale. Față de cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Onești pentru anul 2022 în forma prezentată.
Raportul de specialitate a fost prezentat în avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumim. Discuții? Nu avem. Trecem la vot. Cine este pentru? Acum trecem la proiectul 24, proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 3 pentru anul 2022, în vederea aprobării repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor pentru tine, tipanele din municipiul Onești. Domnul secretar, vă rog, proiectul de aprobare. Având în vedere faptul că în evidența biroului fond locativ și contracte se află unități locative tip planele rămase disponibile, Comisia Socială de Analiză a Cerurilor Solicitantului pentru aprobarea repartizării, atribuirii și atribuirii locuințelor ARL a procedat la verificarea dosarului de opus de un specialist în sănătate. În acest sens, Comisia Socială de Analiză a întocmit lista de prioritate numărul 3 pe anul 2023 pentru persoana respectivă care îndeplinește condițiile în vederea aprobării spre repartizare și atribuirea chirierii în unități locative propriile ANR, situate în alea viitorului. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, vă rog, comisia numărul 4. Aviz favorabil. Comisia numărul 1. Așteptam să zică domnul Citar. Aviz favorabil. Am vrut să zic greșit. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu avem, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul numărul 25. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Unei și numărul 61 din 28 februarie 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19 prin lucrări specifice la instalațiile de fluide medicale și electrice în cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, Onești. Având în vedere că s-a modificat valoarea de riscului generat de valorii de tipul de instalație, detecție, fum și concentrație oxigen, se impune reaprobarea documentației de realizare a lucrurilor cu instituții și a noilor indicatori tehnico-economici prevăzut în valoarea de risc general. Considerând că venim în sprijinul cetățenilor orașului și nu numai prin asigurarea unor condiții optime la stricte medicale și de siguranță, în funcționarea instalațiilor spitalului, vă rugăm să analizați și aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Fac o singură precizare. Această documentație a fost transmisă înainte de ședință. Dacă cumva aveți nelămuriri sau ăsta, dosarul este aici și puteți studia. Pe colț. A fost spus de doamna director. Avizul comisiilor. Comisia Socială de Analiză a Cerurilor Favorabile. Comisia 2. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu avem, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Acum proiectul numărul 26, proiect de hotărâre privind aprobarea, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 91 din 24 martie 2022, privind aprobarea acordului de parteneriat dintre municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, aprobarea proiectului și a bugetului proiectului, îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19, prin lucrări specifice la instalațiile de fluide medicale și electrice, la Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești. Având în vedere faptul că în data de 16.05.2022 s-a primit solicitarea de clarificare numărul 1 din partea Autorității de Management de Program Operațional Infrastructură Mare, prin care se solicită clarificarea unor aspecte ce vizează cererea de finanțare depusă în cadrul POIM 2014-2020 cu terminarea lucrurilor de modernizare instalații fluide medicale și instalații electrice interioare, este necesară realizarea modificărilor solicitate de către evaluatori astfel. Abrogarea acordului de parteneriat 501 din 29.03.2022, încât activitățile proiectului se vor realiza de către municipiul Onești, conform menționat făcut în cererea de finanțare. Modificarea bugetului proiectului și a resurselor de finanțare. Clarificarea diferenței dintre denumirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și ceea ce de finanțare. Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea proiectului pe forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul de avizul comisiilor. Comisia 2. Favorabil. 3. Favorabil. 4. Favorabil. Mulțumim. Discuții. Nu avem. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Reluăm ordinea 19 cu probleme de interes local. Cine are de ridicat probleme? Sau dacă sunt de ridicat probleme?
Scurt, pentru a nu fi obligat să le plătesc colegilor numărul de hrană sau ceva de genul ăsta. Dar de ce? Dar vin la familie, poate vin cu pachete după aia. Ce rugăminte aș avea? Parcarea asta în primărie, știu că s-a mai fost discuții, nu s-ar putea achiziționa un aparat de taxare. Vine contribuabilul și câte 30 de minute nu plătește, dar ceilalți parchează de la bancă, parchează de la mor, parchează de pe alea parcului, iar jurăturile le ia primarul, probabil, care vin cei care se parchează și plătească dările la primărie. Nu cred că, eu știu, aparatul administrativ al primăriei parchează aici. Sunt sigur că nu, dar ceilalți da. Nu trebuie cu bariere, dar cel puțin un aparat ăla, scrie peste 30 de minute, achiziți, 2-3, cum este la Bacău, la Teatru, e parcarea aia, când avită ceafărul, mă duc în proces și atunci ar trebui să congestiona de cei care parchează cu orele, de dimineață de la 9, când începe programul la mall sau la bancă, până la 7-6 după amiază. Poate găsim o soluție. Mai lăsați cu privatul ăsta din urmă. Vezi că aștept. Mulțumim. Rezolvare. Alte chestii? Mă scuzați, dar eu o problemă, vreau să vă anunț referitor la depunerea declarațiilor de avere și de interese. Știți că termenul limită este 15 iunie. Începând de anul acesta există acea modalitate de depunere online pe acea platformă. Rugămintea noastră este pentru că nu putem să vă mai ajutăm în acest moment aceste depunere, aceste declarații sunt gestionate de către bani. Avem doar posibilitatea să vizualizăm prin reprezentantul de Senatul Distrucția Primară, așa cum spune legea. Se fac anumite erori și noi am deschis o bază de date în care am întorât datele dumneavoastră pe care am trimis-o către ani. Ani până în baza acesteia au deschis cont pentru fiecare dintre dumneavoastră. Se poate vedea că acolo dumneavoastră sau unul dintre dumneavoastră ați depus declarațiile de avere cu titulatura director, școală, așa. Deci declarația dumneavoastră de avere trebuie să apară consilier local, pentru că astfel nu se va considera că v-ați depus declarația de consilier local. Dacă dețineți și altă funcție publică prin care trebuie depusă declarație de avere, gen director școală, consiliu de administrație, spital și așa mai departe, luați legătura cu persoana desemnată din acea unitate, pentru că și acolo va trebui să vi se dea un ID, o parolă și vă depuneți acolo declarația de avere. Pentru că o să se ajungă, într-adevăr, e puțină bălăială, acum, nu normal ar trebui să aveți un singur cont, mai multe declarații de avere sau o singură declarație de avere, pentru că asta o aveți, nu așa. Dar, din păcate, așa este programul, nu putem noi să-l gestionăm. Da, Consiliul local, deci nu apare acolo la altul, consiliul nu l-a găsit, a trebuit să-l scriu la urmă. Nu apare, noi am transmis. Nu, eu știu de la colegii mei că apare, dar bun, poate vedem, îți putem și noi și vedem. Voia dumneavoastră, dacă îmi permiteți, vreau să anunț câteva evenimente, atât pentru dumneavoastră, deși dumneavoastră sunt singuri că le știți, care îți vor desfășura în Onești în perioada imediat următoare, cât și pentru oneștenii care ne urmăresc. Duminică va fi în cadrul recitalurilor verii, un spectacol, proiectului recitalurilor verii, un spectacol în parcul municipal Trupa Fără Zahăr. Miercuri, marșul absolvenților, invitat Mario Fresh, tinerii îl știu și abia îl așteaptă. Pe data de 30, Corala Armonia în parcul municipal va avea un spectacol. Pe 1 iunie se va organiza ziua copilului activități între ora 10 și ora 15 în parcul municipal. 2 iunie, ziua eroilor, ca de obicei în fiecare an în fața primăriei, iar evenimentele vor continua. Se pare că pe data de 4 iunie vom avea un alt spectacol cu baloane de săpun în parcul municipal. Încă suntem în discuții cu cei care realizează acest spectacol, dacă pot să-l realizeze în aer liber.
Și activitățile vor continua. Cel puțin în parcul municipal Românești ne propunem ca aproape în fiecare weekend să avem un spectacol în aer liber. Așa cum am spus-o încă de anul trecut, anul ăsta nu se va mai realiza Festivalul Verii, dar ne vom concentra să avem pe cât posibil săptămână de săptămână diferite spectacole în parc. Mulțumesc frumos!